Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Echipa telematinală este alături de dumneavoastră în această clipă. Mihaela și Anatol vă salută cu mare drag. Așa este, suntem în data de 6 iulie, o zi care va fi extraordinar energică și nu știu cum, dar pe lângă asta, cu siguranță ați văzut, poate, sau dacă nu vă spunem noi la meteo, faptul că vom avea temperaturi record de plus 35, plus 36 de grade astăzi, cel puțin pe teritoriul Republicii Moldova, la Chișinău. În funcție de localitate va varia. Dar am văzut un orișor acolo cu precipitații, poate nu, că știu, o să mai arunci așa din aceste grade. Să sperăm. În orice caz, cred că ar fi bine să le spunem celor care ne urmăresc să aibă grijă în această zi, să-și ia cu ei, nu știu, o sticlă cu apă, o pălărie. Poate o umbrelă. Sunt și oameni ăștia care, bine, la noi nu prea este obișnuit că te privește altfel când ești cu umbrela pe timp de soare, dar unele țări chiar ajută. Corect, corect. Și în general să nu se expună foarte mult la soare, în special în intervalul ăsta fierbinte, știi, dintre 11, 4, 5. Așa este. Astăzi mai este și o sărbătoare, Ziua Internațională a Sărutului, așa că aveți grijă cum vă sărutați, pentru că s-ar putea ca de la 36 de grade să ajungeți la 46 de grade. De asta e așa fierbinte azi, că e ziua. Da, s-au pregătit oamenii. Am înțeles. Da, și ce interesant e că una din colegile noastre s-a născut chiar în această dată de 6 iulie, chiar în data de Ziua Internațională a Sărutului. Da, este o fire și ea foarte sensibilă, foarte romantică. Vă spunem de pe acum că puteți să o atacați pe Instagram sau pe Facebook cu mesaje frumoase de felicitare. Dar nu vă spunem încă cine. Da. Vă pregătiți mesajul de felicitare și după care ușor pe parcurs o să aflați. Da, și pentru că o să avem invitată inclusiv în emisiune. Da. Dar pe lângă este Zodia Rac, că acum sunteți sărbătoriți voi racii, sunteți așa în plină ascensiune, în o perioadă dedicată vouă. Așa, și Dar noi nu-i băgăm în seama azi doar pe rași, dar și pe berbeci și pe tauri și pe ceilalți. Hai să băgăm în seama după ce vedem noi câteva din subiectele pregătite pentru această zi. Ce zici? Da, sunt absolut de acord. Ești de acord cu mine? Da! Yes! Este de acord cu mine Mihaela și chiar acum vedem. Astăzi la Telematinal începem ziua grațios în pași de dans. O cunoaștem pe Eva Rusu, o adolescentă de 12 ani, care s-a remarcat deja la mai multe concursuri prin felul ei de a simți și trăi muzica. De Ziua Internațională a Sărutului am fost interesați să aflăm cât de pupăcioși sunt oamenii noștri. Ai vrea poate să transmit să un pupic cuiva prin cameră? Nu, din păcate, că sunt mai mare. Ajungem și la Trușeni ca să vă arătăm ce obiecte rare, dar și ce lucruri frumoase veți găsi la muzeul din localitate. Tot astăzi comemorăm victimele ororilor prin care a trecut neamul nostru. Aflăm povestea de viața Teodosiei Cosmin, deportată în Siberia în iulie 1949. Și ne amintim de Alexei Marinat, scriitorul cu un destin aparte, care a ajuns în gulag pentru un jurnal pe care îl ținea. Mai avem detalii despre o bienală ce va avea loc în Franța și la care vor participa și artiștii din Republica Moldova. O surpriză colegială pentru Alexandrina Vrânceanu de ziua ei de naștere. Și urăm la mulți ani frumoși îndrăgitei artiste Anastasia Lazariuc. Și zile se duc și vin în drumul lor, pe aripi de vânt, pe aripi de dor. Rămâneți aproape! Câte sărbători, mă! Da-ți dai seama. Ați înțeles despre cine este vorba, că n-am vorbit despre faptul că astăzi avem în echipa noastră un omagiat, o omagiată. Alexandrina Vrânceanu este cea care își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Da. Noi o apreciem foarte mult, acum le spunem și telespectatorilor, pentru că o să vină mai târziu și să vorbim cu ea, dar e chiar foarte responsabilă, este foarte empatică, foarte sensibilă, e foarte frumoasă și foarte inteligentă. Totul este despre raci. Asta trebuie să înțelegem. Vezi cum ai tras la turta ta acum? Nu, stai un pic. Chiar așteptam, zic, hai mai bag acolo ceva, încă un compliment, încă ceva, încă un calificativ care să ne ridice acolo sus. Ești și tu așa, empatic și emotiv, da? Da, deci empatic și emotiv, deci nu sunt responsabil, nu sunt frumos, nu sunt calificative pe care... Astea erau deja clare, adică n-am mai spus. Se discută, clar, da, de la sine înțeles. Pur și simplu așa niște adauze, niște bonuse. Să te văd să vă văd în septembrie cum o să discute
discutați despre zodia fecioară. A, păi până atunci aveți grijă cum vă comportați cu racii. Hai să vedem totuși, că avem în echipa noastră și un berbecuț. Da. Avem Alexandru Leahu, îi citim horoscopul și pentru el, dar și pentru ceilalți care își sărbătoresc ziua de naștere. Hai să vedem cum merge astăzi lui Alexandru Leahu și acelor din tagma lui. Da, ai o fire destul de independentă, de aceea ai tendința de a conduce grupurile în care te regăsești, oamenii te susțin, așa că se pare că a sosit momentul să lași deoparte atitudinea dură și impunătoare. Viața ta socială începe să se anime din ce în ce mai mult. Da, trebuie să observi lucrul ăsta și să te implici tu în această activitate. Taur, pe plan profesional vei primi un nou proiect sau va apărea un nou client ce îți va impune un termen limite destul de strict. Horoscopul zilei spune că vei fi nevoit să-ți folosești timpul cu mai multă înțelepciune. Te temi să nu-ți pierzi locul de muncă deoarece vrei să-ți construiești un viitor sau să-ți cumperi o casă. Și clientul ăsta este dur. Da. Ce? Te plictisește? Nu mă plictisește, eu sunt așa, știi cum mai, vorbim de Tauri, ei sunt favorizați în perioada asta, o să tot repet. Apropo asta. Apropo de Tauri, am găsit așa o listă cu cei mai leneși din zodii, da? Și Taurii se regăsesc acolo. Și racii, păi lucrăm că racii sunt primii, nu? Racii nu, nici fecioarele, vreau să te bucur. Fecioarele, evident, fecioarele sunt ultimile la lenevit, să ne înțelegem. Ultimile, dar totuși sunt, un pic. Hai, să trecem la gemeni? Da, gemeni. Astrele te sfătuiesc să te dezvolți pe plan personal, deseori amâni acest proces, deoarece crezi că nu vei avea suficient timp pentru a acumula cunoștințe. Te concentrezi mai mult pe aspectele financiare, de teama de a nu suferi anumite pierderi materiale. Normal, că este o perioadă care, într-adevăr, te predispune să pierzi mult din buzunare. Că se duce numai în vacanță sau de ce? Și nu numai, vacanțe, shopping, cursuri, da, și noi proiecte, știm noi. RAC. Cât de curând în viața ta va avea loc un eveniment importantissim. Wow. Acesta poate fi o decizie importantă, cum ar fi începerea unui proiect sau o decizie de a încheia o căsnicie, la fel. Vei discuta despre viitoarele tale planuri cu o persoană pe care o consider specială, da, sau vei decide să intri într-un parteneriat de afaceri. Măi, câte Anatol, și mai când te apuci de afaceri? Așa și n-am înțeles. Păi am nevoie de un partener, nu vrei să începem? E, știi cum e, nu e bine să combin munca și afacerea. Dar lasă, știu eu că tu ești cu agricultura și pe mine o să mă pui la țapă de... Da, bine, ai intuit. Dacă, da, nu chiar. O să te plătesc cu ziua, așa, cât îmi zis că... Cu ziua, vedeți? Așa, vedeți? La cules ceva, castraveți sau nu? Sclavirea secolului XX. Dar e o muncă foarte decentă. Nu mai duce să... Te rog frumos. Și mai ales că avem deficit de forță de muncă în Republica Moldova. Mulțumesc așa că mult. Cu drona o să te descurci acolo. Eu sunt mai liniștit. Dacă nu mă descurc eu în actorie și în televiziune, știu unde să mă adresez pentru un loc foarte de muncă. Foarte bine. Să ții cont că eu sunt acolo. Țin cont, neapărat. Fraților, o să ne îndreptăm acum spre o filă tristă din istoria noastră. Astăzi se împlinesc 74 de ani de la cel de-al doilea val al deportărilor staliniste. Da. În iulie 1949, în doar câteva ore, peste 35.000 de basarabeni au fost urcați în vagoane și duși în lagăre de muncă forțată. Au fost deportați cei mai buni gospodari, femei, bătrâni și copii la oaltă, iar unii așa și nu s-au mai întors acasă. Teodosia Cosmin are 84 de ani, o bucură cei doi feciori, nepoții și strănepoții, dar nu va uita niciodată noaptea deportării care i-a marcat pentru totdeauna viața. Iar colega noastră, Natalia Catan, i-a ascultat mărturisirile. În noaptea de 5 spre 6 iulie anul 1949, în Basarabia a avut loc cel de-al doilea val al deportărilor staliniste. Familii întregi de țărani înstăriți care aveau pământ, animale, căruțe și case frumoase au fost ridicați în toiul nopții și trimiși, fără ca ei să știe, în Siberia de gheață. Eu eram acasă. La mine vinise, avea fi fata vicină, dar ei era cu vreo 3 ani mai mare decât mine, dar nu creștea. Afară era cald, era foarte bine. Eu aveam așa o dispoziție nebunească. Niciodată n-am avut așa dispoziție. De asta se vede că la aceea că ne aștepta rău. Pe atunci, Teodosia Cosmin avea 10 ani, se bucura de copilărie, avea timp de joacă, o asculta pe mama și o ajuta prin gospodărie, pentru că erau învățați de mici să muncească în rând cu cei mari. Dar copilul vesel s-a transformat repede în unul trist, care presimțea durerea ce avea să o poartă în suflet toată viața. În ziua aceea, mama era la prășit cu surorile și cu oamenii care din mahală, știți, înainte să... Să ajuta unul cu altul. Sara, mămica, vine de la deal cu grupa de femei care au fost la prășit. Și mămica i-a pus la masă, cred cum scade. Și după masă, răzut că au mai rămas la spate.
Dar eu, de acum, nu eram așa veselă, eram foarte tristă și aici parcă ceva mi se lăsase greu pe suflet. Destinul familiei Cosmin a fost unul dramatic. Tatăl mătușii Teodosia fusese arestat cu 2 luni mai devreme, fără să știe de ce. Acasă i-a rămas soția cu cei 5 copii, care trebuia cumva să se descurce de una singură. Nu avea niciun animal pe lângă casă și nici hrană prea multă. Tăticu a fost judecat pe data de 19 mai 49. A fost arestat. Dar ce îi spuneau? Ei veneau, noaptea băteau în ușă și strigau în mașină. Și gata. Mai sunt întrebări, dacă mai vede mama întrebare, secretarul sovietului pune degetul la gură și spune că nu are voie să răspunde. Femeia nu poate uita noaptea din 5 spre 6 iulie, deși era un copil. Of, cine amintesc cât? De la 1 până la 100, cum se zice. Mama a deschis ușa și când a deschis ușa, aici a dat buluc soldații, muscale. Că ei nu sunt soldați, ei sunt ucigași. Ei nu pot să-i numești pe niște oameni. Că noi, adevărat, domnul secretar din urmă, și zice, doamnă Daria, strângeți bagajele, aveți dreptul, el mi-a spus, să luăm atât. Dar după foame tăcea, după atât, nu prea era, omul nu prea era avută. Ei de oricum, dar mama zice, eu nu nimic, spuneți unde ne duce, nu avem voie. Vestea că vor fi deportați i-a nenorocit pe toți deopotrivă, maturi, bătrâni, copii. Mămica vocea și răcădea și se trăge de cap și îmbla și se ruta pereții. Pe pereți știți cum la țară era, fotografii cu toată familia, cu mine când eram mică. Nici nu știu cât aș da acum să am o fotografie din copilărie. Dar n-am câtătul rămas pe perete. Cum a fost pus, așa dat, așa a rămas. Toate bunurile celor deportați au fost transmise colhozurilor, iar o parte au fost furate sau chiar vândute. Mulți dintre ei nu au mai revenit acasă. Au fost împușcați pe drum, au murit de foame, de boli, de muncă peste puteri și de durere sufletească. Ajunși în Siberia, doar gândul și ruga la Dumnezeu le-a fost alinare și salvare. Totuși, au găsit putere să se încurajeze unii pe alții. Ei, băieți, noi suntem creștini și trebuie să fim credincioși și să ne rugăm la Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Și când auzim că a murit Stalin, a început să urle sirenele astea, să urle, să obosească pe Stalin. Dar noi am început a dansa hora. An de an, la data de 6 iulie, Teodosia Cosmin mergea la monumentul în memoria victimelor deportărilor să depună flori. Acum, starea de sănătate nu îi permite, dar are un îndemn către tineri. Tineretul să știe, să nu ascunde, să nu teamă că i-a arestat sau ceva. Nu, n-are nimeni voie. Fiecare are voie să ducă la monument, să pui o floricică. Eu, slava Domnului, avem putere și lăsăm. Și cei de la conducere ar trebui să se gândească la cei care au avut de suferit din cauza regimului stalinist. Cu părere de rău, ar trebui în așa conducerea noastră să gândească leacă. Avem niște pensii mizerabile și foarte greu de dus și nici un lor, nici o pastilă n-ai pe ce o cumpăra. Teodosia Cosmin a contribuit și la constituirea Muzeului Memoriei Neamului. Ea a avut un cuvânt greu de spus într-o păstrare a memoriei celor care s-au sacrificat pentru afirmarea adevărului istoric. Este autora cărții Povestea amară, în care a descris calvarul celor care au fost trimiși în Siberia.
Da, o să vorbim pe parcurs și despre Alexei Marinat, da, scenaristul și publicistul care este considerat un Solzhenitsyn al Basarabiei și care a scris despre acest trist și tragic eveniment din istoria noastră. Sunt mărturii cu adevărat cutremurătoare și ni se pare important să discutăm despre ele, inclusiv pentru ca generațiile care vin din urmă să cunoască adevărul istoric. Da. Da, și apropo de generații, da, apropo de ele, trebuie să avem grijă și mare, mare grijă, mai ales în această perioadă de vară, pentru că pe timp de vară copiii se bucură de vacanță și petrec mult timp în aer liber, jucându-se și descoperind lumea în jurul lor. Însă această perioadă anului presupune și anumite riscuri, în special când vine vorba de not, de apa deschisă, de caniculă. Așa că e foarte important să se acorde o atenție deosebită prevenirii unor incidente mai mult decât neplăcute, mai exact să se ia măsuri adecvate pentru siguranța copiilor. Oricum, mai multe discutăm cu domnul Oleg Malașevski, șef al Direcției Generale Prevenție din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Bună dimineața, bine ați venit la Telematinal. Bună dimineața. Vreau să ne spuneți, cât de simplu posibil, care sunt cele mai frecvente riscuri la care sunt supuși copiii, tinerii, adolescenții în această perioadă a vacanței. Acum, deja s-a început perioada de vacanță și, evident, toți copiii sunt în vacanță de vară, sunt lipsiți de lecții și lăsați uneori și fără supravegherea adulților. Și evident sunt curioși și se duc la scăldat. Și acum statistica arată că la ziua de astăzi avem deja peste 30 de cazuri tragice la bazinele acvatice și cel mai trist este că număr de persoane care este conținut din acest număr sunt copii de la 10 până la 17 ani în timpul de luni până vineri. Asta sunt copiii noștri care sunt iarăși lăsați fără supraveghere, care desene stătător se deplasează la bazinele acvatice și care cu părere de rău neacă. Cum intervin autoritățile în aceste cazuri? Cum încearcă să le prevină? Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în comun cu toate armele Ministerului Afacerilor Interne, se referă la poliție, poliția de frontieră și carabinierii, într-o executare unui plan comun, noi executăm măsuri de prevenire. Adică sunt instituite grupele de lucru, grupele de patrulare care se deplasează la bazinele acvatice, la râuri unde se practică scaldatul și previn persoane referitor la comportamentul adecvat la scaldat, care sunt regulile de bază, care sunt riscurile de bază pentru persoanele respective. Și la ziua de astăzi deja peste 20.000 de persoane au fost preveniți începând de 1 iunie în jurul bazinelor acvatice care au fost întâmpinați de grupele respective. Dar pe lângă asta e important ca și părinții, poate chiar profesorii să aibă anumite discuții, dar educatorii cu copiii în privința acestor măsuri de prevenție. Și nu doar, pentru că mai sunt și alte riscuri. Nu doar riscuri. Și în privința educatorilor, da, înainte de vacanță de vară, noi, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, la fel a întreprins un șor de măsuri ce ține de instruirea cadrului didactic înainte de vacanță de vară și totodată a copiilor, prevenirea copiilor, privind riscurile care sunt în timpul vacanței de vară. N-ați putea exemplifica un pic care sunt acestea în mare parte? În primul rând, evident, și căinecul. Da. Într-a doilea rând, sunt incendii, care sunt în majoritatea cazurilor în casele particulare. Sunt cazuri când copiii sunt ca divină, zicem așa, în ghilimele, pentru producerea unui incendiu. Asta când copiii sunt lăsați fără supraveghere, când nu cunosc cum de mânuit așa la brichetă sau chibrite sau de dat foc la sobă. Și alte riscuri care sunt, asta evident și canicula. Da. Canicula și apa este o combinație destul de periculoasă, mai ales când avem temperaturi foarte ridicate. Copiii sunt supraîncălziți și încerca să se recurie și sară în apă și de atunci se primește situații când organismul nu rezistă și evident apare un stop cardiac la cei care au probleme cu inima sau nu pot respira în continuare și de atâta neacă.
Da. Ați spus mai devreme despre patrulările care au loc și îmi dau seama că aceste patrulări sunt valabile în Chișinău, în orașe, dar în sate. Ele sunt cumva supravegheate, aceste bazine? Ele sunt valabile pe toate, pe tot teritoriul publicii Moldova. Eu am zis că toate bazinele acvatice unde se practică scaldatul sunt vizitate de grupele respective. Mm-hmm. Da, bine, uneori când te duci la Nistru, acolo se practică, unde se practică, copiii se aruncă. Cu părere de rău, nu putem patrula 24 din 24. Evident, sunt cazuri când oamenii totuși neacă. Uh-huh. În ceea ce privește canicula, ce recomandare ați avea pentru populație în general în această perioadă? Spuneam și la începutul emisiunii că avem astăzi o temperatură din nou record, 35-36 de grade. Cum ar trebui să ne echipăm? Recomandările noastre sunt foarte simple. Cât mai puțin timp de aflat sub soarele liber. Dacă ieșiți afară, capul trebuie să fie acoperit. Portați ochelari de soare. Pielea trebuie să fie acoperită cu haine cu culori deschise. Și prima regulă și cea mai importantă este hidratarea organismului pe parcursul aflării în afara clădirii. Dacă ați avea niște recomandări pentru părinți, da, să fie mult mai vigilenți la ceea ce ține de pericolele pe care le pot avea copiii în această perioadă, care sunt acestea? Asta e educarea copiilor. Ceea ce cunosc părinții trebuie să ajungă până la urechile copilului. Ceea ce poate adultul trebuie să ajungă până la urechile copilului și sub supravegherea adultului, copilul trebuie să practiceze aceste deprinderi, aceeași purtarea hainelor, hidratarea organismului, scăldatul în locurile care sunt amenajate și în ultimul timp învățarea copilor de a înnota. Este și asta important. În general, sezonul estival poate fi o perioadă destul de provocatoare pentru părinți. Ei merg la lucru, adesea unii copii pot să rămână singuri acasă și aici sunt anumite pericole. Ce ar trebui să știe părinții sau în ce mod ar trebui să discute cu copiii și să-i sfătuiască chiar și atunci când se deplasează undeva? Nu știu, de exemplu, sunt cazuri când se pierde copilul și dacă știe adresa concretă, numărul de telefon al mamei sau se găsește mai ușor, nu? Da, sunt cazuri, dar iar începem de la educarea copiilor. Adulții sau părinții trebuie să educă copiii referitor la cazurile care prezintă risc. Sau în casă, aceeași sobă, ea prezintă risc. Mobilierul care poate cădea în caz de cutremur de pământ, el prezintă risc. Surse de electricitate, ele prezintă risc. Adică la toate riscurile, adulții educă copiii că dragă copil, fii atent, fără de mine, nu fă foc în sobă, nu utiliza sursele de electricitate fără de adulți, sau dacă este educat și este deja adolescent și are capabilitatea de a utiliza acești utilaje fără supravegherea adulților, atunci, da, e bine. Da, și dacă să ne întoarcem un pic la statistici, campaniile pe care le organizați, panourile informative și toate sfaturile pe care le aduceți oamenilor, să ne spuneți dacă e în scădere numărul de cazuri față de anii precedenți. Da, evident, la comportamentul în necuri noi avem o mare scădere a cazurilor tragice. Și evident că asta este rezultatul activității noastre comune a angajaților Ministerului Afacerilor Interne și împreună cu societatea, cu părinții care nu sunt departe de ideea noastră de a aduce siguranța în rândul populației și în rândul copiilor. Vă mulțumim mult! Mulțumim mult pentru informații. Sperăm că au fost utile și pentru părinții care ne urmări și poate pentru profesori. O zi frumoasă! O zi bună! Da, după cum v-am obișnuit și ne-am obișnuit și noi, dragă Mihaela, în fiecare săptămână vă prezentăm diverse obiective culturale pe care ar fi interesant să le vizitați. Da. Să le vizităm așa împreună cu colegii neadună. Virtual. Avem și noi norocul ăsta, știi că vedem cel puțin. De data asta ajungem la Muzeul Local de Istorie și Etnografie din Trușeni, care a fost fondat acum 3 ani, dar deja are 1700 de exponate adunate. Da, cum crezi? Cine a ajuns acolo? La muzeu și așa. La muzeu. Alexandru Leahu, da, a cântat la ocarină, că ieri am vorbit cântând la ocarină, s-a îndreptat spre muzeu. S-a îndreptat spre muzeu, a lăsat ocarina deoparte, pentru că nu este bine să cânți în muzeu, trebuie să fii atent la exponatele de acolo. Eu zic să urmărim acum reportajul realizat, anume de Alexandru Leahu.
Atunci când patrimoniul cultural local este păstrat într-un muzeu, este un gest demn de respect. La fel este și în comuna Trușeni din municipiul Chișinău. Muzeul a fost fondat în anul 2020, însă până în prezent acesta deja numără peste 1700 de exemplare. Cum arată acestea, dar și ce obiecte se regăsesc în această instituție din spatele meu, mergem să aflăm. Toate exponatele au fost aduse de oamenii din localitate. Avem documente în perioada interbelic, fotografii foarte vechi. Două exponate sunt aici, este în spatele meu covorul cu cucoși, cât și doamnele, care la anul viitor cucoanele o să împlinească 110 ani. Tot aici se găsește și un caiet care datează încă din secolul al XIX-lea. În el sunt scrise diverse evenimente cronologice care au avut loc în localitate. Cel mai vechi exponat care este adus astăzi este cronica lui Grozav, Nicolae Grozav, care a avut un prăsad și inclusiv în anii 70 s-a scris despre acest caiet, prăsadul lui Grozav, prăsadul care avea peste 100 de ani. În această perioadă el a scris despre armata țaristă care a venit la Trușeni. Aici se scrie despre când s-a construit prima școală în Trușeni, școala de fete, mai apoi celelalte, casa de cultură, etc. Și inclusiv după aceea, după ce a murit Nicolae, ficiorul său a dus această cronică. Avem cronicile când scrie pe locurile liberi, putem să găsim 1900-1845, când nu era loc deja în caiet, se completau. 1815-1825, inclusiv sunt diferite, iată, 1875. Faimosul copac din localitate a ajuns și în publicațiile de pe timpuri. Este o revistă care se numește Moldova din 1972, despre care s-a scris despre prăsadul lui Ilie Grozav, care, cu părere rău, astăzi nu mai există. El în acea perioadă avea deja peste 100 de ani. Fiecare obiect are și o istorie a sa. Deseori bunici care vin și le aduc și când vin nepoții, noi le povestim. Sunt cei care pleacă peste hotare și inclusiv spune, zice, uite, eu vreau să las aici ca să cunoască despre lucrurile astea. Avem broderii care au fost brodate de mamele decedate, femeile din Trușeni, și inclusiv iarăși ele sunt aici. Îți atrag atenția și iile vechi, dar și cele contemporane. Una dintre ei aparține Marie Codreanu, fiindcă Maria Codreanu este de la noi din sat, și vine dintr-o familie numeroasă și inclusiv în spate avem costumul național din acea perioadă a Uniunii Sovietice. Simteți ursita mea, prin orașul dragostei și las și mâine tot mereu. Noi avem foarte mulți oameni cunoscuți din satul Trușeni. Noi avem prosoape care au 100 de ani, care sunt păstrate de familia Isac. Acestea sunt cunoscute la Trușeni prin faptul că erau crescuți verbi de mătasă și inclusiv se creșteau pentru mătasa aceasta galbenă. Ceea ce pentru unii e un lucru inutil poate fi un exponat de muzeu interesant de văzut. Este un ceas perioada Uniunii Sovietice care și astăzi încă mai este funcțional și bucură ochiul cât și auzul copiilor. Iar acesta este un cufăr care, apropo, nu este unul tocmai simplu. Este confecționat manual, iar soldații mergeau pe câmpul de luptă cu acesta în mână, care, apropo, este personalizat. Cei mai fideli vizitatori ai muzeului sunt copiii. Interactivitatea pentru noi este importantă. Să nu fie doar un muzeu care se uită, dar să fie un muzeu unde se poate depus mâna pe aceeași cască sau alt lucruri. Toate exponatele sunt vizibile și ușor de atras atenția la fiecare în parte. Este foarte frumos ceea ce se face și cred că trebuie demărit spațiul. Cât de des obișnuiți să veniți aici la muzeu și ce vă impresionează în general? În timpul liber, așa numi, tot ce ține de trecut, strămoșii noștri, de toate
lucruri care îi foloseau sau chiar și acele unelți, covoare, piene, tot absolut ce țin trecut. Avem pe expoziții de iarnă, expoziții de primăvară, depinde de tematica abordată. Și inclusiv și masterclass-urile care le facem de ține de copii care cer educatorii, cer școlile și inclusiv noi le facem șezători. Am avut clac la Dirghiocat Porumb cu școlile din Chișinău. Pentru noi aici la Tușeni este ceva normal. Pe viitor, administrația muzeului intenționează să extindă spațiul pentru a putea găzdui mai multe obiecte vechi. Și dintr-un muzeu popozim exact acolo unde trebuie, mai exact la calendarul istoric. Da, acolo e Muzeul Evenimentelor Istorice. Da, se păstrează unele și unele sunt zile internaționale chiar. Chiar dacă nu sunt oficiale. Nu sunt oficiale. Adică nu te poate impune nimeni. Bun, să le respect și să le sărbătorești. Nu, dar despre care o să vorbim este oficială. Este oficială prin lege chiar, prin semnătură. Da, prin semnătura înscrisă, prin semnătura sufletului, prin semnătura datoriei chiar. Filosofia. Te referi la ziua... Dar o să fie de acord cei telespectatori atunci când o să le dezvoluim despre ce este vorba. Ziua Internațională a Sărutului. Da, asta e. Frumos, da. Vă transmitem și noi pufici virtuali. Da, există reprezentări artistice ale sărutului încă din perioada antică, cum ar fi picturile egiptene și sculpturile din Mesopotamia. În Grecia antică, sărutul era considerat o formă comună de salut și de afecțiune. Era obișnuită sărutarea obrajilor și a buzelor la întâlnirea sau plecarea de la oameni dragi, da. În Roma antică, sărutul a avut o semnificație și mai largă. Era semn de respect, parte a ritualurilor religioase și un obicei frecvent chiar și în politica socială, unde sărutul pe buze era un gest comun în timpul întâlnirilor publice. Câteva curiozități despre sărut, vrei să afli? Hai. Un sărut pasional poate arde între 5 și 26 de calorii în funcție de intensitatea și durata acestuia. Eu știam că cea mai lungă sesiune de sărut documentată a durat 58 de ore, 35 de minute și 58 de secunde. A fost stabilită de către un cuplu tailandez în 2013 și a fost recunoscută oficial ca fiind un record mondial. Tu îți dai seama cât au slăbit oamenii ăia? Da, pe lângă asta sărutul eliberează endorfine, care sunt hormonii fericirii, tocmai de aceea poate provoca o senzație de fericire sau chiar de euforie. Astea sunt câteva din beneficiile sărutului, așa că nu ezitați, sărutați-vă, nu contează, pe obraj, pe buze, trebuie să vă dedicați acestui, nu știu, acestui act frumos de cortoazie, de prietenie. Da, da, foarte bine. Dar pe lângă asta, pe lângă această zi importantă, mai avem un eveniment important, nu că trecem la lucruri serioase deja. Serioase. În 1785 s-a întâmplat ceva legat de Statele Unite ale Americii. Da, în 1785 dolarul american este ales în unanimitate ca monedă națională în Statele Unite ale Americii. Este prima dată când un stat adoptă un sistem de monedă zecimal. Cuvântul dolar provine de la termenul german taler. Pronunția s-a schimbat treptat în dolar în limba engleză. Pe spatele bancnotei de un dolar, dacă o să observați, acum puteți să scoateți o bancnotă, se află o piramidă neterminată cu un ochi în vârf. Acesta este cunoscut sub numele de Marele Sigiliu al Statelor Unite. Piramida simbolizează puterea și durabilitatea, iar ochiul reprezintă privirea atentă a providenței divine asupra națiunii. Hei, și iubitorii de conspirații vin cu alte păreri despre aceste simboluri. Da. Simbolul dolarului nu are o origine definitivă, existând mai multe teorii despre proveniența sa. Printre cele mai populare ne explică precum că simbolul dolarului, deci litera provine de la această literă suprapusă peste litera U, abrevierea de la United States. Da, una din păreri, pentru că sunt mai multe. Circulă o legendă urbană care spune că în 1957 dolarul american era acoperit în proporție de 90% de culoare verde pentru a proteja recolta de bani de ciuma recoltelor. În realitate, nuanța verde a fost aleasă din motive estetice și pentru a fi ușor de recunoscut. Știi cum e? Lumea poate să fabuleze cât vrea și să inventeze teoria ale conspirației și până la urmă e o chestie super, poate fi banală pentru unii, din comoditate, ca să fie... Exact. Eu mai știu o altă chestie, tot o citisem undeva într-o revistă despre dolar, cum că se căuta vopsea pentru a vopsi bancnotele și la un moment dat în cămară acolo sau în depozit au găsit mai multă vopsea verde decât alte culori. Și au folosit să folosească mai mult vopsea verde și mai puțin celelalte. Tu te-ai seama cum ar fi arătat, nu știu, niște dolari, nu știu, albaștri așa sau nu, pe roșu sau pe... Acum când în 2000, nu știu, cât au apărut deja dolari colorați, a apărut acolo steagul Statelor Unite. Da, roșu, dar mă refer la culoarea de bază, știi? De bază, că la noi sunt 10, 5 bancnotele astea sunt diferite culori.
Dar e curios așa, și dacă e sărbătoarea asta cu dolarul sau, mă rog, evenimentul ăsta, ar trebui să avem noroc la bani azi? Da, depinde ce ai în portmoneu. Depinde ce ai în cum minte. Cum se sărbătorești? Da. Trebuie să cheltuiești. Tu știi că unii se agață de teoria asta. Trebuie să cheltuiești mai mult cu mai mult câștigi. Păi da, pentru că banii trebuie să fie mereu în circulație. Da, în circulație. Asta recomandă și economiștii, adică trebuie să investești, nu poți să... Da, aveți grijă în ce investiți. Ne facem și noi economiști, acum bun. Da, hai să vorbim despre un alt eveniment care datează din 1885. Un eveniment foarte important, savantul francez lui Pasteur a folosit pentru prima dată vaccinul antirabic. Ideea de a dezvolta un vaccin antirabic a apărut după o serie de experimente realizate pe câini. Pasteur a reușit să creeze o tulpină slăbită a virusului rabic prin expunerea acestuia la aerul uscat timp îndelungat. Primul pacient uman care a fost vaccinat împotriva rabiei a fost un băiat de 9 ani pe numele de Joseph Meister. Acesta a fost mușcat de un câine turbace, a fost adus de mama sa în laboratorul lui Pasteur în speranța că omul de știință îl va putea ajuta. Pasteur a fost de acord să administreze vaccinul experimental, iar băiatul a supraviețuit. Dezvoltarea vaccinului antirabic de către lui Pasteur a deschis calea pentru alte cercetări și dezvoltări în domeniul vaccinurilor. Acest eveniment este considerat unul dintre pilonii fundamentale ai vaccinologiei și medicinii preventive moderne. Vaccinul antirabic este inclus în programele de vaccinare la nivel global și a ajutat la reducerea semnificativă a numărului de decese cauzate de această boală. O să revenim și în orele următoare cu alte evenimente la calendarul istoric, dar până atunci vă spunem că dacă pentru vacanța de vară, da, te uiți în spate, am văzut și eu, da. Uite, deja sunt acolo, mă scald, știi. Am grijă și de piele, am grijă și de temperaturi, ca să nu... Ce? Virtual deocamdată. Dar e bună ora pentru scaldat, să știi. În ce oră? Da. În 7:47. Da, până la 11 e bine, dar n-ai decât să visezi acum. Dar tot visez, tot mă scald, mă odihnesc. Dar tu știi că dacă pentru vacanță de vară unii preferă niște destinații cu mare potențial de odihnă, cu distracții și multe atracții de vizitat, alții din contra se simt mult mai bine acolo unde e liniște și unde predomină frumusețile naturale. Tu cum ești? Eu sunt o combinație, mi-mi place să fiu așa, da. Mi-mi place să fie așa și un pic de gălăgie după care să mă retrag, după că... Normal, ca deci te duci într-un club de noapte, te distrezi acolo, bum bum bum, după care normal ca după zi trebuie să fii în liniște ca să te trezi, da, după care. Da, să și meditezi uneori, parcă e un soi de terapie, dar nu poți oriunde, știi? Da. Băi, acum oamenii se gândesc, dar unde pot să meditez? Unde pot să mă relaxez? Da. Unde pot să găsesc acea liniște? Noi vă spunem, este un loc numit Gura Portiței, considerat un colț de paradis în Delta Dunării. În ce mai exact se face special la această zonă, aflăm din următorul material. Ajungem oare și noi? Ajungem, chiar acum. Cei care își doresc o vacanță în natură, departe de agitația plajelor și a parcurilor de distracții, pot alege locuri mai puțin aglomerate, cum este bunăoară Gura Portiței. Localitatea din județul Tulcea este primul sat de vacanță din România inclus în categoria 3 stele. Datează din anul 1736 și a fost mai întâi un sat pescăresc. Din 1998 au început lucrările de amenajare pentru a oferi condiții bune de cazare turiștilor. Fâșia de nisip care se întinde între Marea Neagră și lacul Golovița din Delta Dunării e destinată mai ales celor care vor să cunoască o superbă zonă sălbatică. Plaja de 4 km în lungime este împărțită în câteva sectoare, o zonă publică și una strict protejată, împrejmuită de un gard, unde accesul este interzis și unde stăpâni sunt doar pescărușii. În complexele turistice există terenuri de tenis și volei, mese de biliard și ping-pong, piscină, precum și un loc de joacă pentru copii. Totodată sunt organizate diferite activități dedicate pescarilor și vânătorilor. Ca alternativă, puteți să veniți cu un cort, iar dacă vă doriți cazare la Gura Portiței, veți găsi pensiuni și căsuțe vopsite în alb și albastru. Nu e de mirare că tot mai mulți aleg Delta Dunării ca destinație de vacanță.
M-au impresionat și peisajele, dar și gastronomia, din câte am văzut, cu peștișorul și cu așa... Peștișorul și cu lămâie, da, și, da, și tot asta pe grătar acolo. Acolo într-un spațiu frumos, cu, da, liniște, cu... Și muzică bună la fel, da. De ce? Nu? Da, sigur, da. Și n-ai spus nimic de muzică sau fără muzică, dorești? Nu, e liniște, trebuie să asculti ciripitul păsărilor, foșnetul frunzelor. Da, dacă e să vorbim vocea de muzică... Interioară. Vocea interioară. Vocea interioară. Da, într-adevăr, trebuie să ne ascultăm vocea interioară. Și eu sunt sigur că e o formație care nu o să deranjeze nici ciripitul, nici liniștea, nimic, pentru că este o formație extraordinară. Îi avem în spate, pe cei de la Beatles, da? Imagini inedite cu membrii formației Beatles în anii lor de glorie au fost expuse. Da, la Londra, la Galeria Națională de Picturi și Portrete, fotografiile au fost făcute chiar de Paul McCartney și nu au mai fost expuse public până acum. Cei patru Beatles sunt surprinși în diverse ipostaze, în concerte și nu numai. Sunt poze care ilustrează cel mai bine Beatlemania, perioada în care trupa britanică făcea furor în toată lumea. Vedem acum și niște imagini, așa că să știți, dacă nu ajungeți într-o destinație din asta unde să fiți complet liniștiți, cel puțin să mergeți acolo la muzeu. Ăștia știau să fie liniștiți, ăștia încercau să cheamă lumea la calm, să fie mai pașnici, da, cu toate că când apăreau era o nebunie totală. Da, care liniște, să-i vezi pe viu, să-i vezi cum cânt, nu să-i vezi cum cânt, dar să-i vezi cum respiră și cum se apropie de tine. Adevărat, da, adevărat, o altă senzație, da. Eu acum aș dori puține liniște. Puține liniște? Mă uit pe ochii tăi că ai nevoie de multă liniște. Nu, chiar am nevoie de liniște și de o pauză, că altfel nu știu cum am putea. Let it be, 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 let it be the pause, let it be the pause, da? Și revenim da, ora da, doua. Da, mulțumesc.